Accident violent noaptea trecută la Slatina. Inspectoratul de poliție județean Olt a fost sesizat prin 112 că pe strada Prelungirea Pitești din municipiu a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier Slatina. În accident a fost implicat un singur autoturism în care se afla un băiat de 19 ani și o fată de 17 ani. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din comuna Valea Mare, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un imobil. Echipajul Smurd Slatina a preluat o minoră în vârstă de 17 ani. Pacienta era conștientă, cu traumatism la membrul inferior stâng. Aceasta a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Slatina. Șoferul a fost asistat medical la locul evenimentului, nu prezenta urme de traumă și a refuzat transportul la spital. Șoferul s-a ales doar cu o sperietură. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii îl cercetează acum pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.